Potrivit organizatorilor pe agenda activităților este programată mâine începând cu ora 17 o întâlnire între publicul sălăjan și poeții din județ, aceasta desfășurându-se la Centrul de Cultură și Artă Sălaj. După această întâlnire culturală, joi, în aceeași locație, va avea loc o expoziție în cadrul căreia vor fi așezate pe simeze picturi ce au fost realizate de către artiști din țară și străinătate la sfârșitul lunii august cu ocazia Simpozionului Internațional de Arte Vizuale ce a avut loc în Jibou. În acea zi, cu începere de la ora 18, va avea loc și o prelegere cu prezentarea audio-video ce va fi susținută de Virgil Mihaiu. Activitățile nu se opresc deoarece organizatorii evenimentului au pregătit pentru ziua de vineri un workshop de artă decorativă ce se va desfășura la Muzeul de Artă Ioan Sima. În weekend, spre bucuria sălăjenilor, va avea loc o sesiune de muzică jazz și blues în interpretarea Gabriele Costa și Alex Mann. Potrivit acelorași informații, următoarele activități sunt programate pentru săptămâna viitoare, atunci când va avea loc o expoziție de fotografii și prezentare cu proiecții, prezentare de album de artă Ioan Sima, o expoziție de pictură și proiecții de film.